Salutare, băieți, bine ați venit la un episod, dar suntem pe server Wanta, România Rol pe aici și dacă îți place ceea ce fac, pasă și butonul ăla de like să mă susții. Băi, am pierdut un pariu, să zic așa, și da, acum trebuie să mă duc cu bicicleta. Cu bicicleta trebuie să mă duc până în oraș. Cam așa, și am scos, dă un drum și ăla cu ăla. Da, aici nu o să mă dau jos de pe bicicletă, pentru că... Na. Ia, du-te! A, du-te! Sens, hai să dau și eu drumul la rec repede. Liderul mafiei mi-a dat această provocare. Te-a zis, fii atent, ai 24 de ore să o faci. Deci trebuia să mă duc... Stai să vă arăt. Trebuia să mă duc cumva de aici. De aici, trebuia să mă duc... Până la Blaine și roat. Acum am ajuns aici și am zis că hai repede să mă bag în oraș, oricum până oraș mă bag. Și mă duc. Și da. Ce zic? Ne băgăm în oraș. Iubii, ce fericit îs. Când... Da. Sper să nu murim. Ați spuneți voi ideea. Și ce ați mai făcut, mă? N-am mai apucat să mai fac live-uri, am tot zis că, a, că promit că voi face, că una alta, dar știți care e problema? Cu asta și-am vorbit cu mulți. Dacă mă bag pe live stream, nu e de word de asta, cum mi s-a mai întâmplat, da, nu, stai liniștit. E de faza că nu ai pe cineva care să stai lângă tine când ai face rol pe ora, gen, un admin sau ceva în caz de, da, nu se știe. Și așa vorba aia, te pui repede, ai făcut un episod, nu te deranjează nimeni și dacă te deranjează la editat, să nu stai poate jumate de ore la tichet, luna alta, pentru ce ai făcut alții, că da, mulți nu știu așa bine regulamentul. Deci de aia am ales, deocamdată voi face numai episoade. Poate pe viitor voi face și... numai live stream-uri. Dar am zis, până atunci, imediat ajungem noi la graniță. Sper să nu ne iei garda, că oricum la granița cealaltă de lângă spital, nu că am luat. Băi, eu sper că v-a plăcut episodul de ieri, cu spitalul. Acum, ce zic și eu? Încerc să fac cât mai posibil, cât mai mult roleplay. O să vină o nouă serie, un mic spoiler să spun așa, o nouă serie. Mă că trebuie să se rezolve multe chestii, un pic de lag, un pic de na, i s-a dat wipe-ul. Asta e, ce zic, sunt un pic niște micuțe probleme, așa și așa. Haide frate, dă-i, deci știu că poți, la deal în sus. Cred că pașa asta, caracterul ăsta și mă înjură de... Pfo, n-are nici stres, am eu. Dar nu stăm nici la roșu cu bicicleta, da, bine, dar după ce? Oricum nu e nimeni pe aici. Pardon. Mă venem în casă și, na. Haide, dă-i. Am zis că o să fac și eu repede un pupaz, am făcut acolo înainte. Asta e. Hai, luăm repede pe aici. Stai să nu mă prindă. Ia. Ce mă, pe aici mai lucrează oamenii? Ce s-au dat așa, mă? Ok. Bine. Bă, apropo, am și o întrebare pentru voi. Vreți să facem store-ul de la GTA, dacă tot îl facem așa cap-coadă, cu rol pe cu un altul? Vreți să facem și store-ul de la el? Așa, ori pe live stream, ori pe un episode, să fie, să vedem și noi istoriul ăla. Că, na, sunteți mulți care abia de v-ați apucat, probabil de GTA 5 și probabil vreți să vă jucați nu numai 5M, vreți să vă jucați și alte jocuri, adică istoriul de la joc. Hai să încerc să ajung în centrul orașului, la flecha centrală, să vă cei pacul acum. Sper să nu prind... Ia, deja văd pe unul, nu e problema.
sper să nu prim mulți nesemțe de aici care nu știu nici să conducă și-o la permisul la nu, nu unde să zic, da, să nu jignesc. În fine, mai bine nu mai zic orașul, deci nu, nu vreau decât să-mi pun pe cineva în cap sau, da, nu fac diferență, Doamne ferește. Mam, nu, cine are permisul plătit știe despre ce e vorba, că nu știe regulamentul nici să conducă, adică, da, da, am înțeles, am eu și-o dat direct test, buc, 5 minute. Ok, hai că imediat ajungem în oraș. Sper să, da, să fie cât mai bine, să nu se întâmple ceva. Aude la poliție, aude toate. Mamă, aici trebuia să fac în dreapta. Trebuia. Hai să ne oprim pe aici, e repede. Da, nu mă întrebați de ce la costum. Asta a fost provocarea, trebuia să merg ceva de sport, mai relaxant, da. Trebuia. Așa au zis și Napoleon Bonaparte. Trebuia. Trebuia să fie, da. Am luat și pediu, e clar. Am zis, băga, frate, $100. Eu... Da, mai, eu parcă nu primesc pediu. What the f... Ok. Oh, nebunule, pe unii mei. Haide. Yo, it's time ticket. Bro, de-n față trebuie să stau să mă uit, adică na. Din spate nu vine nimeni. Dar oare pot să fac un pic de burnout cu bicicleta asta? Haide, 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 haide. Dă-i. Blană. Bună ziua, bună ziua. Ne auzim noi. Te sună dacă e. Ia-le pe ăla, BMX-ul, ma! Am înțeles, nu mai zic nimic. Nu vine nimeni. Salut! Cum ai intrat acolo? Bine, poate nu vreau să știu, da? Ok? Aici e... De mașină. Da, se vorbește mai ok, să zic așa, și da, nu e haos. Da, pe asta e. Ce zic? Am făcut și o tură de oraș, băiatule, băieți și fete, eu aici am să închid episodul. Poate pe viitor o să adun mai multe persoane care să vină cu mine și să facem această serie, să zic așa, sper să nu mă trezesc pe capotă la una, adică da. Și v-am lăsat. O zi frumoasă că... Nu mai zic nimic, asta am vrut să zic. Nu mai zic nimic, bă. Da. Bine. Pa, pa.